Ion Iriac face o dezvăluire halucinant. Mi-au fost furați 500 de mii de euro. Ion Iriac a afirmat că a rămas fără 500.000 de euro în proiectul patinoarului de la Otopen. Celebrul afacerit a confirmat că preul construcției a crescut cu jumătate de milion de euro fără nicio explicație. Am făcut un patinoar cu 3. Milioane de euro la Otopen, dar 500 de mii de euro mi-au fost furai pentru că asta e România, a declarat omul de afaceri român. Ion Iriac a construit patinoarul de 3,5 milioane de euro din fonduri proprii la Otopen. Arena are o suprafață total de 4.863 de metri pătrați, sublinierei o capacitate de 500 de locuri, urmând a fi destinat copiilor, sublinierei juniorilor. Pe acel patinoar poi se joace finala de campionat mondial. Ok, are 500 de locuri, dar n-am vrut mai mult pentru ce nu vreau competi acolo. Vreau ca tinerii să fac sport, virgulă, a mai comentat Iriac, potrivit Digi24. Patinoarul, primul construit în zona Ilfov-Bucure, subliniere T în ultimii 64 de ani, este singurul care funcționează în prezent, după ce arena Mihai Flamaropol a fost demolat. Costurile pentru construirea noului patinoar se ridică la 30 de milioane de euro. Patinoarul de la Otopeni este acoperit, sublinierei va funcționa tot anul.